Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Alege Informat. Astăzi, din partea Partidului Social Democrat, candidat pentru mandat de deputat, doamna Larisa Blanari. Sărmâna, bine ați venit alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Emisiunea noastră își propune să vă aducă la cunoștință, să îi aducă în atenția noastră pe cei care în următorii 4 ani de zile vor fi în Parlamentul României pentru a produce legi, că asta e până la urmă menirea unui parlamentar. Este momentul unei campanii pentru alegeri parlamentare. Această emisiune este pentru promovarea materialelor și a ideilor acestora, tocmai ca pe data de 1 decembrie să votăm în cunoștință de cauză atunci când vor fi alegerile parlamentare. Campania pentru prezidențiale s-a încheiat, deci astăzi nu vorbim absolut deloc, nu ne atingem de subiect pentru că duminică sunt alegerile din punctul ăsta de vedere. Asta ca să fim bineînțeles și am uitat să vă menționez asta înainte de a începe această emisiune. Așa o să facem. Este o bucurie pentru mine, să știți, să fiu la dumneavoastră, tocmai pentru că, din punctul meu de vedere, cea mai importantă interacțiune a noastră, a politicienilor cu electoratul, este odată să ne întâlnim cu ei fizic, cum de altfel am făcut în această campanie, pentru că e o discuție diferită pe care o putem purta tete-a-tete, față-înfață, privindu-ne ochi în ochi. Și în al doilea rând, aceste emisiuni pe care le consider deosebit de importante. De aceea am spus că e o bucurie că m-ați invitat și am fost absolut oriunde am fost invitată, special pentru că părerile sunt împărțite, moderatorii sunt construiți diferit, întrebările sunt diferite, și, prin urmare, eu voi avea conștiința împăcată că am transmis un bagaj de idei cât mai multor categorii sociale, pentru că despre asta este vorba în cabina de vot. Ne prezentăm cu toții, sau cel puțin așa ar trebui, indiferent de domeniul din care venim, domeniul de activitate, de pregătire, clasă socială și așa mai departe. Repet, o bucurie. Din păcate vă spun, în opinia mea, cel puțin în această emisiune, au fost parcă prea puține doamne. Reprezentativitatea, dacă e să spunem, e una scăzută, iar a femeilor în politica românească. Și din această perspectivă vă mărturisesc de asemenea, stimați ascultători, că întotdeauna emisiunile cu doamnele au fost mult mai aplicate, mai pe concret. Nu au fost pe acel hate care place atât de mult acum. Această campanie electorală o dezavuiez pe felul în care a fost ea derulată, după un tipic care, cred eu, obosește foarte mult cetățeanul, până la urmă electorul. Așa încât, cunoscându-vă în bună măsură, nu atât de bine pe cât mi-aș dori, dar având experiența și altor emisiuni cu dumneavoastră și cât v-am mai urmărit în peisajul media, eu sunt convins că vom reuși să aducem câteva lucruri importante în atenția ascultătorilor noștri. Și aș vrea să începem așa, pentru că sunteți, după cum spuneam, pe lista Partidului Social Democrat. Care este experiența cu care vine Larisa Blanari în Parlamentul României? Sunt într-adevăr pe un loc eligibil, cred eu, data aceasta. Vedeți, eu am luat lucrurile treptat și foarte treptat, pentru că în 2020 am fost pe locul 5. Cu alte cuvinte, n-am spus întâi acoperișul și după aia începem să construim fundația. Exact. Am înțeles. Și mi se pare o atitudine corectă din punctul meu de vedere. Să știe sucevenii așa, acum chiar beau cafeaua cu ei și cu dumneavoastră și mă bucur să fac asta, să știe că unul dintre candidații PSD la alegerile parlamentare, respectiv pentru Camera Deputaților, eu cred că are așa, odată vârsta potrivită și nu e meritul meu, dar o trec acolo că e un avantaj din punctul meu de vedere. Adică, de ce spun asta? Pentru că o vârstă foarte fragedă, nu știu dacă este cea mai potrivită întotdeauna, deși avem exemple pozitive în acest sens, cum este Gheorghe Șoldan, nu are o vârstă foarte fragedă, dar e un tânăr căruia i s-a dat încredere. Să știți, domnul Cocoș, că pentru mine, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră referitor la această campanie și la modul de abordare a celor care candidează în mod deosebit, pentru că electoratul a fost plus minus același, doar că din punctul meu de vedere e important să
ne informăm un pic. Știm foarte bine cu toții că de educația noastră politică nu se ocupă nimeni în mod deosebit, doar din dacă, din păcate, doar dacă vrem noi să studiem asta la școală și facem studii aprofundate. Da? E important ca oamenii să înțeleagă, vreau să răspundem astăzi împreună, sucevenilor, la două mari deceuri. Pentru că de ce ne-am văzut noi astăzi și de ce să voteze PSD la alegerile parlamentare, pentru că despre asta vorbim acum. Ne-am văzut ca omul să voteze în cunoștință de cauză. În momentul în care intră în cabina de vot, mi-ar plăcea și îmi doresc să aibă și conștiința împăcată și să voteze și în cunoștință de cauză. Evident, asta nu ar putea însemna că fiecare dintre noi ar trebui să răsfoim statutele partidelor. Din scoarță în scoarță. Dar ca idee, măcar la nivel de titlu, mi s-ar părea important să înțelegem de ce îi votăm pe aceștia, de ce îi votăm pe ceilalți, de ce ne prezentăm la vot și nu votăm pe nimeni pentru că nu ne-a câștigat nimeni încrederea și nu ne-a convins nimeni. Apropo de modul de abordare, și dacă mă cunoașteți cât de cât, cum a spus, știți foarte bine că am încercat întotdeauna să mă feresc să dau nume și să fac atacuri directe, pentru că nu sunt construită așa. Ar fi trebuit să mă comport altfel decât sunt. Gândiți-vă că eu am copiat o singură dată la franceză și m-a prins. Doar am ridicat ochii din foaie. Cunosc genul acesta, dar nici eu nu știam să copiez. Probabil că s-a văzut pe privirea mea că ceva nu e în regulă și evident a fost întrebată ce acolo și am răspuns că ai tu, adică da. Ce să mai facem. Atunci, de aceea e important ca oamenii să ne cunoască, să ne vadă și să-și pună încrederea în noi. Acum, mulți sunt care spun și să știți că eu umblând așa de mult în teritoriu, am stat de vorbă chiar cu multă lume și mă bucur. Fie că au fost piețe, fie că au fost întâlnirile pe care le-am făcut noi la nivelul partidului în diverse zone ale județului și ale municipiului. Oamenii nu mai au încredere, însă aici trebuie să facem o paranteză, să explicăm un singur lucru. Noi când plecăm cu mașina de acasă, avem încredere că ceilalți participanți la trafic respectă regulile și că nu se face rău și că nu se poate întâmpla nimic rău. E inevitabil să avem încredere unii în alții. De ce spun asta? Pentru că eu chiar consider că deznădejdea este cel mai mare dușman al nostru. În momentul în care nu mai speri nimic și nu mai crezi în nimic, aia nu înseamnă că lumea se oprește pentru că tu personal sau un grup de oameni, pentru că să știți, din păcate nu sunt puțini acești oameni care spun așa, nu știu, doamna Larisa, pe cine să votez? Mă credeți? Nu m-am hotărât. Păi zic, de unde vă luați informația? Că și asta e un lucru foarte important. Adică, vedeți, noi ca să fim sănătoși ar trebui să mâncăm sănătos. Ca să gândim sănătos, ar trebui să citim ce trebuie sau măcar să citim, că nu prea mai citim în ultima vreme, sau să fim foarte atenți pe cine credem și ce credem din ceea ce auzim. Eu am convingerea și nu numai că îi cunosc pe suceveni de mult și că am crescut aici și am făcut liceu aici și așa mai departe, însă cred că sucevenii sunt oameni inteligenți și îmi pare foarte rău când constat că anumite persoane și nu o să dau nume în continuare, parcă profită și parcă subestimează această inteligență a sucevenilor, lăsându-i să creadă lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Și acolo îmi pune un mare semn de întrebare. Cum Dumnezeu, un om inteligent, poate să creadă așa ceva și să fie mânat în această luptă și în această ură despre care vorbeați? Din păcate, vă dați seama, noi suntem doi votanți acum din județul Suceava și eu și dumneavoastră și cei care ne văd. Dacă suntem acum o echipă în acest moment. Ne gândim așa, mergem la vot. Pe cine e important să votăm? Pe cine să ceartă între ei ca să ne facă nouă bine? Adică noi politicienii e ca și cum nu ne-am dat loc unii altora că eu vreau să fac bine sucevenilor, ba eu vreau să fac bine sucevenilor. Din păcate, din această dorință acerbă curată în principiu, se ajunge la lucruri care supără electoratul și atunci electoratul zice așa. Dezamăgesc da. Electoratul. Chiar îl dezamăgesc și chiar spun nu o să mă prezint la vot, dar să știți, dragi suceveni, nu știu dacă dumneavoastră clasei politice îi faceți rău că nu vă prezentați la vot. Mă doare să spun că ajungem ca majoritatea să se supună minorității. Cum a fost în 2020. Pentru că din plus minus 120.000 de locuitori, cât are municipiul Suceava, 80.000 cu drept de vot, primarul votat în 2020 a avut 9.000 și ceva de voturi, aproape 10.000. Deci 10.000 de oameni, eu de ce mă bucur că am venit la dumneavoastră și mi-ar plăcea ca oamenii să rețină acest lucru.
10.000 de oameni au hotărât până la urmă ce se întâmplă cu 120.000, ceea ce nu mi se pare normal. Adică 90.000 e cam cifra de... 90.000, ok. Da, da, 10.000 pentru... Deci unul din 9. De mic. Și de aceea zic că la Revoluție noi am obținut niște drepturi democratice, printre care este și dreptul la vot. De aceea zic să se prezinte sucevenii, să aibă conștiința, în păcate, că au fost parte din acea decizie. Că da, nemulțumirea, deznădejdea sau dezamăgirea pe care o are electoratul este una evidentă. Eu înțeleg și achiesez la ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule, luați judecați-ne și pe ce am făcut și pe ce n-am făcut, dar judecați-ne pe o altă formulă decât cea a votului și a unui vot rațional, a unui vot, cum să spun, informat. Deci o altă variantă decât aceasta ne poate duce în situația Bulgariei. Ne uităm că au câțiva ani buni de zile de când Bulgaria este într-o situație extrem de complicată pe ceea ce înseamnă parlament. Nu pot construi, nu pot face guvern, lucrurile nu sunt absolut deloc în regulă. Eu înțeleg că poate exista o frustrare sau o supărare, pentru că omul politic, asemeni oricărui alt om, nu este imaculat. Deci nu există așa normal. Ceva. Oamenii mai greșesc. De aici și până să gata, îi dăm pe toți ăștia. Nu, lucrurile trebuie puse în balanță cântărite. Eu cel puțin așa îmi doresc să votez, informat. Știți ce am înțeles eu de când fac politică mai mult, mai des, mai aplicat? Că oamenii politici sunt și ei oamenii. Priveam așa, da, ca pe o categorie aparte de personaje care trăiesc acolo în lumea lor și care înțeleg lucrurile până la un moment dat, că nu pot ei să înțeleagă exact ce îi se întâmplă muritorului de rând. Dragii mei, politicienii sunt și ei oameni. Au și dreptul să greșească și au menirea, într-adevăr, să facă lucrurile pe care le-au promis. Acum, în ce măsură din 100% cât se promite în campanie electorală este și anormal, domnul Cocoș, să te prezinți în campanie electorală. E ca și cum noi doi am face acum această emisiune și le-am spune sucevenilor, vă rog frumos, ancarageale, vă rog frumos să mă votați, eu nu-ți fac nimic. Sau să nu-mi dați votul sub nicio formă. Și atunci care e scopul întâlnirii? Chiar atunci ne-am bate joc de oameni. Și atunci, din optimism, din dorința concretă de a face ceva, e firesc ca oamenii să spun, politicienii să promită lucruri, mai ales în campanie electorală, că bun, de aceea e mai este deranjant când auzi licitații pe povestea asta. Dom'le, eu fac atâția kilometri. Nu, eu îi fac mai repede. Vin și îi fac mâine. Dacă nu știai, deja e gata. Știți care este avantajul, marele avantaj al PSD-ului în aceste alegeri parlamentare? Că noi avem în spate fapte. Nu suntem un partid nou, slavă Domnului, care am putea fi votați doar de dragul schimbării și știți ce am auzit eu în piață într-o zi? Doamnă, nu votez PSD, eu o să votez altceva și dacă ea nu fac nimic, numai să se schimbe ceva. Vi se pare o logică sănătoasă? Vi se pare o soluție? Nu cred. Pentru că, gândiți-vă... Ar trebui să fiu într-un dialog cu respectiva persoană și are acest drept de a nu fi de acord cu noi. Aici sunt pe partea corect, ceea ce spuneți dumneavoastră. Dom'le, a schimba numai din dragul de a schimba fără a cântări lucrurile bune și rele făcute de partide, eu cred că nu e un vot informat. E un vot... Se dorește schimbare de dragul schimbării de multe ori, să știți. Și nu e un caz unicat și nu e doar în 2024. Au mai fost situații de genul acesta și nu o să inventăm noi nici mersul pe jos acum, nici apa caldă. Însă, mă refeream și spuneam că avem marele avantaj, noi PSD, unul la mână de a fi un partid mare, cel mai mare din România. Corect. Și cu cel mai mare număr de voturi. Dar să știți că sunt avantaje și dezavantaje. Pentru e și că responsabilitatea pe măsură. Responsabilitate foarte mare, unul la mână, dar ne putem baza pe ceea ce au făcut înaintașii noștri din PSD până acum. Să știți că sunt foarte mulți care spun așa. Ia uitați-vă că voi ați cam fost acolo la guvernare, de la Revoluție încoace și ați fost ba cu PNL, ba fără PNL, ba nu puteți să vă sustrageți și să spuneți nu e vina noastră că noi ne-am contribuit la rău. Nu e făcut numai bine întotdeauna, nu putem să spunem asta. Însă, Constituția României dă putere foarte mare președintelui.
Noi de 20 de ani, din ăștia 34, am avut președinte de dreapta. Da. Contează foarte mult ceea ce face. Nu o să intrăm în detaliu pentru că nu e cazul astăzi. Însă, pentru cei care se vor prezenta la vot, e important să înțeleagă că dacă noi, și vorbim concret de județul Suceava, da? Că aici candidăm noi ca parlamentari, am câștigat tot ce se putea câștiga în 9 iunie. Ei, se mai putea câștiga câte ceva. Să știți că suntem bine, suntem foarte bine. Sunt convins, dar știu că au fost și câteva dezamăgiri. Adică se mai putea câștiga pe aici, pe acolo. Se mai putea, dar să știți că o să câștigăm prin gard, teren în continuare. O să câștigăm teren în continuare pentru că eu ca și primar, domnul Cocoș, i-am promis oamenilor din comunitatea mea, fie că sunt primar de municipiu, reședință, de județ, de Rădăuți, de Fălticeni, de orașe, de comune, eu le-am promis oamenilor mei că voi face ceva pentru ei. Pot să înțeleg un pic de experiență politică având ca și primar că eu vreau să fac ceva, am nevoie de bani. Iar banii, cum știm cu toții, vin din trei locuri, da? Din bugetul local, de la Guvernul României, prin Consiliul Județene și așa, și din fondurile europene. Am nevoie de suport. Aici intrăm pe zona noastră pe care ați evitat-o, așa puțin vorbeam de experiența Larisei Blanar, dar dacă nu vreți să intrăm pe domeniul ăsta, nu intrăm. Ba da, putem intra pentru că... Ok, știți, rămânem la povestea asta și după aia ne întoarcem în partea a doua emisiune. Având în vedere că banii vin din trei locuri, eu ca primar, pentru a-mi duce la îndeplinire ceea ce le-am promis oamenilor, pentru că nu să plimb poșeta de acasă până la primărie degeaba 4 ani cu speranța că o să fiu primar în continuare. Logic, trebuie să fac ceva, mi-am asumat asta și îmi doresc asta eu ca primar să fac. Și atunci îmi imaginez așa, avem Consiliul Județean, avem municipiul reședință de județ și e foarte important să întregim acest câștig. E un tot unitar, adică rugămintea mea pentru suceveni concret este să nu irosim voturile. Pentru că le împrăștiem de așa manieră încât toți avem ocazia, că e democrație, nu? Să hotărâm ceva, să facem ceva și având în vedere că majoritatea hotărăște totuși ce se întâmplă, da? Și în Parlament și într-un consiliu local de la o comună, trebuie să fie mai mulți, da? Că unde unul nu-i putere, trebuie să fie mai mulți care să spună același lucru ca acel lucru să se și întâmple într-un final pentru binele oamenilor. Și mai mult decât atât, vreau să îndemn pe suceveni să le explic, pentru că mi se pare că nu e nimeni interesat să le explice lucrul acesta. Puterea este în mâna și în votul și în ștampila electoratului odată la 4 ani sau după caz europarlamentare sau prezidențiale odată la 5 ani. Să nu subestimeze această putere pe care o au, pentru că despre putere este vorba. Și dacă suntem mai mulți care credem în ceva, pentru că vedeți, democrație fiind, sunt foarte multe partide și se trezesc mulți, cum spuneați, să discute. Dom'le, ce caută aia acolo, ce caută ăla acolo, că au oamenilor în spate. Atâta vreme cât există voturi în societatea românească, există, știți, reclama de la un brand românesc foarte mare. Suntem cu toții diferiți, din fericire. Ce ar mai fi să fim toți la fel? N-ar mai fi nici democrație și am votat toți într-un Am trecut prin povestea aia, personal nu. Și știm cum e. Și de aceea zic că dreptul democratic la vot, mie mi-ar plăcea ca în județul Suceava noi să avem o prezență foarte mare la vot și să avem conștiința împăcată cu toții în cele trei tururi de alegeri. Absolut. Trei oricare ar fi achiesez în totalitate, bine, noastră trageți pe partea Partidului Social Democrat, cum e și normal, într-o campanie electorală, dar în opinia mea, cât va fi prezența mai mare la vot, cu atât vom avea un vot cât mai relevant pe ceea ce înseamnă și în bună măsură și o notă pe care o oferă electoratul vis-a-vis de ce a fost, de ceea ce se propune pentru următorul ciclu electoral, știți, pentru următorii 4 ani de zile. Când facem noi, politicienii, echipă cu electoratul, în momentul în care gândiți-vă ce face electoratul și ce facem noi, numai asta, dacă punem în balanță, ne dăm seama noi ca electorat că măcar atât ar trebui să facem. Noi electoratul doar votăm, îi dăm încredere și aceea înseamnă energie, pentru că eu sunt acolo la București cu un număr mare de oameni în spate, lucru care ar trebui să mă încarce, da? Om normal fiind, să mă încarce, să mă responsabilizeze și să mă determine să strig cu voce tare acolo în Parlament. Da, domnule, pentru asta vreau să facem, pentru că încă un lucru e important să știe electoratul. Da, noi parlamentarii facem legi, nu facem noi drumurile, noi podurile, noi. Da. Însă acolo fiecare dintre parlamentari face parte din anumite comisii. Nu poate un parlamentar să facă de toate, dar el poate propune grupului parlamentar din care face parte și acea propunere poate să o facă un alt coleg într-o altă comisie. În sensul că orice este posibil, trebuie doar să ne aplecăm puțin și să încercăm să înțelegem lucrurile. Că despre asta este vorba. Știți, eu am depășit un prag psihologic,
pe curând, pentru că o perioadă mi-a fost foarte greu să iau acuzele care se aduc politicienilor ca fiind ale mele sau să le ignor și să pot să merg mai departe absolut sau să zic, da, domnule, așa are dreptate. Eu știind că omul nu are dreptate făcând anumite acuzații și atunci m-am gândit așa, de ce sunt eu în politică? Ca să fac ceva pentru oameni. Ok, acești oameni se comportă în această manieră, în acest fel. Ce fac eu? Cobor acolo, ne certăm între noi pentru că nu-mi dă mie dreptate sau încerc să-l înțeleg ca într-un mare final tot eu și nu egoism aici, da, chiar vreau să-mi duc visul la îndeplinire, știți? Tot eu să pot rezolva ceva pentru acele persoane și mi-am dat seama că orice persoană nemulțumită nu poți să spui tu ca politician că nu ești și un pic din cauza politicului. Poate că are și el partea lui de vină, însă tu ca politician nu poți să te dezici să spui, domnule, paralel și echidistant subiectul acestei persoane care trăiește în România și căruia îi cer votul, ce să vezi, în campanie electorală, e paralel și echidistant cu politicul. Eu n-am nicio vină, niciun merit, niciun... Și atunci am depășit pragul ăsta și să știți că mă simt așa liberă de sarcini la propriu și la figurat. Pentru că e destul de greu, te încarci cu energia pozitivă sau negativă a celor cu care te întâlnești. Și eu, fiind un om serios de fel, ca așa-s eu, născută, nu am lucrat foarte mult la asta, așa-s născută, efectiv, mi-era greu de multe ori să zic, uite, domnule, vreau să fac ceva pentru oamenii ăștia și pur și simplu e un zid chinezesc pe care cum să-l depășesc? L-am depășit, mulțumesc lui Dumnezeu. Doamnește, aici încheiem prima parte a emisiunii. Invitata noastră este Larisa Blanari, deputat al Partidului Social Democrat și candidat pentru un nou mandat de deputat. Dar revenim cu toate aceste lucruri imediat în partea a doua a emisiunii. Partea a doua a emisiunii de astăzi, Legea Informată, emisiunea de promovare electorală pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie. Invitata mea de astăzi, doamna Larisa Blanari, candidată a Partidului Social Democrat pentru un mandat de deputat. Rămăseați oarecum așa datoare și n-ați evitat lucrul ăsta, pur și simplu ați intrat în niște lucruri pe care vroiați să le spuneți. Care este experiența Larisei Blanari? Ce o recomandă să fie în Parlamentul României? Prima facultate pe care am terminat-o și vreau să le spun sucevenilor că liceul am făcut la Petru Rare și e important să știe, poate mă văd și colegii mei pe care îi salut. Prima facultate a fost germană-română și a doua facultate științe economice. Ca și experiență profesională am lucrat atât în mediul privat cât și la stat. Prin urmare, am lucrat și la Consiliul Județean Suceava, la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat. Am lucrat și la Garda Financiară, la Structura Centrală. S-a desființat în 2013 și am intrat cu examen la antifraudă fiscală. Am lucrat până în 2017. Ulterior am venit acasă, am lucrat în mediul privat și o bucățică scurtă din viața mea am fost director la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, după care din 2023... Ăla a fost momentul în care ați, eu așa l-am perceput, ați decis, intru în politică. Da, am considerat că pot ajuta mult mai multă lume din această poziție de politician, indiferent la ce nivel. Pentru că dă Dumnezeu oameni în diverse domenii ale politicii care să influențeze o masă mai mare de oameni. Și atunci m-am gândit că este locul potrivit unde eu pot face bine mult mai multor oameni. Deci din 2023 o să fie 2 ani de când sunt președinte Organizației Femeilor Social-Democrate. Ăla a fost un moment, sau de fapt poate greșesc când spun acest lucru, dar ăla a fost un moment pe care eu l-am perceput că a fost înființat, deși partidele mai aveau și înainte, prima organizație de femei a unui partid la modul cel mai serios. Deci asta a fost percepția mea. Că greșesc, că poate supăr pe alții, bă, dar și noi am avut, dar a fost și înainte. Dar... Nu, mie ăla a fost momentul care mi s-a părut că a fost un boost, un boost serios pe ceea ce înseamnă femei în politică. Vedeți de ce e important întotdeauna... Știți că ne referim la o situație... Știți că m-am măritat atunci traseul și tot ce ați făcut, da. Ne referim la o situație sau alta și vine la un moment dat o vorbă ca un light motiv, așa, care se potrivește oricui, oricând. Depinde cine întreabă. Uh-huh. Depinde cine s-a implicat. Pentru că eu renunțând la o funcție și să știți că m-a ajutat Dumnezeu și n-am trecut așa ca gâsca prin apă niciodată pe nicăieri. Adică la fiecare loc de muncă, în fiecare conjunctură, că m-am gândit așa.
domnul Cocoș, dacă timpul tot trece, resursă neregenerabilă, din păcate, da. Atunci, de ce să-l lăsăm să treacă aiurea și să nu se simtă prezența noastră acolo, atât pentru cei din jur? Eu sunt un samaritan, dar un samaritan un pic egoist, pentru că așa se încarcă Larisa Blanari cu această energie pozitivă a lucrurilor ok pe care poate să le facă. Și unde consider că nu m-aș descurca, să știți că nici nu mă încumet, pentru că, repet, e o pierdere de vreme, conștientă fiind, nici nu mă încume să fac lucruri la care nu mă pricep. Și la Casa de Asigurări de Sănătate aș mai fi stat acolo, însă să știți că nu puteam face două lucruri și bine pe amândouă. Și atunci am considerat așa, că dacă am câștigat acele alegeri democratic, din 155 de voturi am avut 95, ceea ce spune destul de mult că și acolo s-a dorit o schimbare, dar am și reușit să conving doamnele. Am reușit ulterior să fac organizații cu număr de telefon, cu persoane care au fost la întâlnire și știți de ce? Poate chiar și la noi, nu numai neapărat în restul partidelor și poate chiar la nivel de țară. Lucrurile n-au stat cum ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, pentru femei în politică. Suntem în 2024, avem doar 80 de ani de când femeile au drept să voteze. Vă dați seama că mentalul colectiv, până îl schimb, să înțeleagă că e firesc și e normal. Și mă gândeam așa, păi de ce Dumnezeu? Că noi, politicieni sau nu, bărbați sau femei, tineri sau vârstnici, în fața lui Dumnezeu suntem egali. Da. Odată. La școală învățăm aceleași lucruri. Ba, aș putea spune cu un mic amendament că întotdeauna cei mai buni elevi erau fetele, cel puțin în clasă la mine așa era. Poate datorită consecvenței. Sau poate era un băiat pe primul loc, nu știu ce, dar după aia 2, 3, 4, 5, 6 erau fetele, pentru că sunt mai silitoare. Sunt mai... n-are sens să spun eu care sunt avantajele și calitățile pe care și le are o femeie. Știți, nu și sunt, atenție, am mai spus acest lucru, s-ar putea, sper să nu fiu sancționabil de anumite instituții. Nu sunt atât de încântat de asta cu cotele de gen. Pentru că, în opinia mea, trebuie să fie oameni buni aduși acolo. Dar până acum, femeile au fost date la o parte în politică. Noroc de aceste cote de gen că avem o prezență din să ce în ce mai la importantă. La Suceava ați întâlnit și femei politicieni fericite, cel puțin la PSD. Da, da, că sunt două persoane de sex feminin pe loc eligibil, da, la PSD Suceava. Deci noi cumva suntem bine. Noi cu noi și noi doamnele din politică. Însă, la nivel de țară nu stau așa lucrurile, la nivel de județ nu stau așa lucrurile. Gândiți-vă că din 20 de miniștri avem două doamne ministru de la PSD, da, vorbim de Natalia Întoderu, ministru Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, și Simona Bucura Oprescu, care a făcut lucruri frumoase și bune și trainice, da, și mai la sunt Ministerul Muncii. Două doamne, mai avem la educație. Greșesc, a, trei. La educație, educație, da. Justiție, da, și este Alina Bica la justiție. Și cultură. Și cultură. Da. Adică, domnule, în momentul de față avem cinci doamne. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile te uitai la, sau și acum, dacă te uiți, inclusiv la alte parlamente. Una, două doamne. Da, și mă gândeam așa, că doar meritocrația ar trebui să fie cea care hotărăște dacă da femei, dacă nu femei, pentru că și cota asta de gen, aveți dreptate, nu poți impune o cifră, un 30%, să zicem, doar ca să fim acolo și noi o parte, un număr. Nu. Și mă gândeam așa, păi doamnele, nu sunt egale în fața lui Dumnezeu? Ba da. Nu merg la școală și învață aceleași lucruri? Ba da. A hotărât cineva că materia cenușie în cazul bărbaților și femeilor diferă și așa într-un fel? Nu. Atunci ar trebui să lăsăm pe fiecare și să-și facă treaba, pentru că gândiți-vă, țările nordice au jumătate-jumătate femei, bărbați în funcții de conducere și în administrație și în politică. Ceea ce mie îmi spune clar că doamnele acelea acolo chiar își fac treaba, pentru că au PIB-ul cel mai mare și nu o spun eu, poate fi verificat. Adică, totuși, există o mică, mare diferență între țările care dau libertate sau femeilor. Sau măcar ne putem pune niște întrebări. Da, ne punem problema măcar, da, dacă nu trecem la fapte. Da. Măcar, de aceea zic de informare. Cred că asta este baza, încrederea și informarea. Și rog pe suceveni, repet, în cabina de vot nu sunt decât ei, domnul Cocoș, adică noi, fiecare în parte, ștampila și foaia pe care votăm, da? Să aibă conștiința împăcată că atunci când au avut ocazia, au făcut ce trebuie pentru ei, că de aceea spuneam mai înainte, nu clasa politică este penalizată dacă omul nu merge la vot. Mulți suceveni, nu știu, români în rest, dar probabil că da,
Chiar crede asta, că ei dacă nu se prezintă la vot, le arată eu lor. Las că le dă eu nota de plată. Păi da ce? Păi da ce? Pentru că sunt niște informații ca niște fumigene, lăsate să circule și n-am nimic cu rețelele de socializare, mă folosesc și eu de ele, le folosesc. Poate chiar anumite informații le văd pe acolo. Slavă însă... Domnului, putem să nu fim de acord. Eu nu sunt de acord cu ceea ce spuneți. Nu. Rețelele de socializare, din punctul meu de vedere, sunt foarte toxice. Dezinformează, spuneți. În bună măsură. Da, și de aceea îi rog pe suceveni să uite acolo și să înțeleagă ce să creadă sau ce să nu creadă, pentru că lumea nu mai are răbdare să studieze mai nimic. Am mai dat un exemplu și vreau să vă spun și dumneavoastră. Eu am 45 de ani. Când făceam liceul la Petru Rareș, deci acum 30 de ani, da, că aveam 15 ani, mergeam cu trolei buzul, era pe vremea aceea, din Burdujeni până în oraș. Uh-huh. Iarna înghețau coarnele alea, nu circula troleibuzul, nu se mai știe de ce. Nu putea urca mergeam la grup, că... pe jos, da. Domnul Cocoș, până la Petru Rareș. Mai face vreun elev de liceu asta astăzi? Spune, domnule, nu circulă mijloacele de transport în comun, astăzi nu lucrăm. Învățământul este de acord cu asta. Noi ne-am obișnuit, deci am dat acest exemplu, cu un nivel de comoditate exagerat și spunem că în România este greu și este rău. Nouă, astăzi ne este bine. Doamne ferește să nu urmeze niște vremuri și să le plângem pe astea când noi ziceam, datorită lor, clasa politică, ei ne-au făcut. Uite cum în 30 de ani nu s-a întâmplat. Pe bune, hai să ne uităm unde este acum PIB-ul României, ce are România acum. Hai să ne uităm la salarii. Da, am participat la salarii, la pensii, ca să vă ridic minge la fileu. Adică, voi îmi spuneți mie că nu s-a făcut nimic în România, că totul e rău și trebuie, ok. Vedeți cum este creierul uman construit? Spune cineva o sintagmă de genul ăsta la nivel de titlu, oamenii nici nu-și mai pun problema dacă aia e adevărată. Ce vrea să spună? Pur și simplu se întâlnește cu vecinul, cu ce și eu cine, la serviciu, la cafele și o dă mai departe și merge ca un bumerang așa în direcția, cum bine spuneați, în care vrea să ne trimită cel care inițiază toate astea. Pentru că eu chiar cred că există... Și acum, unde se petrec chestiile astea de care vorbim noi acum în mod special? Pe platformele de socializare unde nu ai nicio socializare. Și atunci îmi dați dreptate, nu trebuie să fiți de acord cu mine sau să, da, îmi dați dreptate că sunt toxice din punctul ăsta de vedere? Sunt toxice din punctul ăsta de vedere, numai fiind în 2024, mie mi-e frică pentru Ana, pentru fetița mea, de exemplu, când va avea acces la aceste gadgeturi, pentru că încerc maxim posibil să oferesc de ele. Mă uitam la un tutorial și discutau două persoane și întreba, e voie de la 6 ani un copil să se uite pe rețele de socializare sau să aibă acces la tablete, telefoane și așa? Și a zis, le scurt circuitează creierul, efectiv. Informația care se derulează cu o viteză atât de mare îi transformă în niște viitori adulți, adolescenți, care nu mai au răbdare de nimic. Și fix la asta mă refeream. Un titlu referitor la un politician sau altul, stă cineva, dar n-ați văzut că întotdeauna veștile rele sunt cele care circulă cel mai bine, care fac ratingul cel mai mare. Da, curiozitatea despre rău. Și îmi pare foarte rău, eu nefiind construit așa, eu încerc să evit, adică dacă am identificat un conflict și constat că nu-l pot aplana, plec de acolo, nu-l alimentez, numai ca să crească adrenalina tuturor și să atrag atenția. Adică am fost un copil foarte iubit de mic, am fost încurajată să învăț, am învățat, m-am descurcat peste tot și nu am acel sentiment că trebuie să dovedesc ceva, că trebuie să iau trâmbița și să strig în centru ce rău a făcut altul. Nu, dacă pot să mă întâlnesc cu dumneavoastră sau la altă emisiune și să transmit sucevenilor cum sunt, ce sunt și ce vreau să fac pentru ei, mi se pare suficient pentru că cine are minte să înțeleagă, va înțelege fără să răsfoiască zi și noapte niște rețele de socializare cu niște imagini, cu niște informații deșuete pe care nu le mai verifică nimeni niciodată. Că vedeți, dreptul la replică nu mai are nicio valoare. Adică 50%, poate mai puțin din informația de bază care a făcut furor, aia auzi ce s-a întâmplat, aia auzi ce a făcut Larisa Blanar, aia contează, nu mai contează că ea o veie cu dreptul la replică și cu 7000 de explicații că nu e așa. De aceea rog pe suceveni să se gândească la cum trăiesc și ce au făcut pentru asta, pentru că și conștiința valorii din punctul meu de vedere e o problemă care merită luată în calcul de electorat. Adică nu... Noi am participat la o ședință, cred că săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni și la ședința respectivă era și un medic în sală. A fost întrebat cu ce salariu s-a încadrat la Spitalul Județean Suceava în 2016, 1200 de lei.
Și ulterior întreabă cineva din sală, și acum puteți să ne spuneți ce salariu aveți? 20.000 de lei. Domnul Cocoș, este rău în România? Medicii nu mai au. Cine a mărit aceste salarii? Da, știu. Cine a mărit aceste salarii? Le-a mărit PSD. Acum, lucruri verificabile, că dacă noi... Pentru o corectă afirmație, în că eu așa vreau, nu le-a mărit PSD, în guvernarea Partidului Social Democrat s-a hotărât mărirea acestor salarii, că prin lege s-a făcut. Dar tot PSD în 2017 a mărit pensiile de două ori, cum a făcut și în 2024. Deci adică, sunt atent la nuanțe. În guvernare social-democrată guvernare social-democrată. Da. Corect, aveți dreptate și... Pentru că nu a venit PSD-ul cu bani de acasă, dar PSD-ul a pus aceste lucruri da, în dar partea ordine. Dreaptă al politicii românești a fost partea care a hotărât întotdeauna că e bine să mai tăiem puțin, să ne amintim ce a făcut Băsescu, da, cu 25%. Și totuși, un președinte de dreapta a fost votat în continuare și totuși partea liberală a politicii din România este cea care spune, da, mediul de afaceri, haide să nu le mai dăm atât de multe ajutoare. Știți care este sloganul nostru și deviza noastră? Haideți să înaintăm cu toții, pentru că și așa există discrepanțe mari într-o categorie socială și alta. Atunci, ce ar mai fi dacă n-ar fi existat nici aceste ajutoare sociale? Unde ar fi rămas cei de acolo? Și cum ne-am fi bucurat noi, având în vedere că 70-80% sunt cum sunt? Și atunci încercăm să mergem cu toții înainte, poate, na, nu cu viteza cu care am merita sau ar trebui, pentru că suntem mândri de noi și spunem că putem. Avem foarte mulți oameni pregătiți, fie că lucrează în Suceava, fie că au plecat în străinătate, din păcate, pe care PSD îi așteaptă să se întoarcă înapoi acasă. Cum? Nu că îi așteaptă, îi așteaptă cu investiții. Vedeți autostrada, da? Și PSD are cei mai buni miniștri. Eu zic că Sorin Grindeanu este cel mai bun ministru de după Revoluție al transporturilor și lucrurile se văd, eu chiar cred, și așa va fi, vom circula pe autostradă până în 2028-2029, până dacă la Siret. Dacă nu circulăm de la Pașcan pe autostradă până în 2026, dăm bani înapoi? Vom circula, deci nu avem, dar vedeți cu ce viteză se desfășoară lucrările. Gândiți-vă că când noi... Când sunt bani... Păi, de ce mă refeream la faptul că oricum ar fi și noastră un fin analist și de mulți ani în presă și știți, nu se poate guvern acum fără PSD. Oricum ar fi rezultatul alegerilor. Nu există guvern fără PSD în România. Și atunci un guvern PSD care a început aceste lucruri este aproape de mintea omului, vorba bunicii mele, aproape de mintea omului, adică ușor de înțeles, că își va duce treaba la bun sfârșit. E normal să aibă grijă de votanții lui și de aceea zic să nu irosim voturile. Pentru că e important ca noi, PSD-iștii, noi cei care avem oameni acolo, mai mulți oameni, pentru că fiind majoritate, ei vor hotărâ ce se va întâmpla cu soarta acestei țări, să fim acolo când trebuie. Cum ai făcut tu electorat? Și asta sunt, eu aș mai vrea să punctez ceva sau să nu scoatem dintr-un context lucrurile astea. La nivel mondial, lucrurile tușesc în momentul de față. Avem câteva conflicte care strâmbă în bună măsură lucrurile. Ne uităm, nimeni nu trece printr-o perioadă extraordinară, nici în America, nici în Europa, nici în Rusia, nici în China nu stau lucrurile extraordinar de bine. Cu alte cuvinte, sunt așa, e o zonă de instabilitate și cu toate astea eu rămân consecvent celor spuse, trăim bine. Trăim bine, domnul Cocoș. Acum, mulți din cei care ne văd și ne aud se pot gândi, bă, ați fi trăit voi bine, noi nu. Eu m-am întâlnit pe George Enescu alaltă ieri cu un domn care turna asfalt, era acolo cu echipa lui. Și i-am întins un pliant și i-am spus, vă invităm la vot, 3 duminici la rând. Și s-a uitat și zice, păi pe voi să vă votez, eu am 3.000 de lei salariu și nu mă descurc cu banii ăștia. Zic, să știți că salariile s-au mărit în România. De exemplu, noi PSD, chiar dacă tragem foc la oala noastră și spunem că suntem social-democrați și avem grijă și de partea asta mai defavorizată a societății, am obligat și mediul privat
să mărească salariile, da? Știm foarte bine că se vor mări de la 1 ianuarie, adică lucrând în mediul privat, vrei, nu vrei, cu atâta pregătire, acolo minim în construcții trebuie să fie atâta, în rest atâta. Și atunci, zic, depinde și de ceea ce faceți dumneavoastră. Și el zice, Doamne, eu muncesc foarte greu, uitați-vă la mâinile mele, avea mâinile negre și crăpate. Zic, așa este, vă cred și vă înțeleg. De ce considerați că-i vina politicianului al meu, care v-am întins un pliant și v-am invitat la vot, pentru că n-am făcut altceva, că dumneavoastră munciți greu? N-am mai știut ce să-mi răspundă, pentru că nu era vina la Lisei Planar, nici a PSD Suceava, că omul respectiv aia a ales. Eu am ales să fac politică, puteam să nu aleg asta, corect? Am ales PSD, e democrație, puteam să nu aleg asta. Bun, asta mai nou, altfel ați ales în primă fază o carieră pe zona de educație, mai apoi pe zona de financiar, adică... Știți de ce e important ca un om politic să fi condus o mânuță de oameni în viața lui înainte să poată hotărâ pentru o masă mare de oameni? Și dacă nu să-i fi condus, să fi făcut echipă la locul de muncă, nu contează, ai făcut parte dintr-un serviciu sau poate ai condus doar un serviciu sau o instituție, să fi văzut, știți că spuneau mulți cu INM-ul, cum să hotărască un tânăr, da, judecător la 24-25 de ani, viața și soarta unor oameni când el ne-a luat un pumn în gură într-un bar într-o seară, în viața lui, cum să hotărască dacă ăla merge sau nu la închisoare, adică poate că nu s-a certat cu nimeni niciodată și atunci e nevoie, cred eu, de un pic de experiență în politică, cred că e nevoie de viață, mă refer și la locul de muncă, cred că e nevoie ca un politician să aibă un statut financiar care să-i dea liniștea necesară să poată gândi la rece și să nu îi se încălzească mintea nici de funcții, nici de bani. Cred că acela este un politician bun, liber de sarcini, cum spuneam, pentru că e momentul în care tu poți să decizi clar. Aceștia sunt banii, în care zonă trebuie duși și să nu poți fi dus în eroare de nicio conjunctură, de nicio persoană, de nicio sumă, de nimic, pentru că sunt acuzații foarte multe și foarte des. Că la instituția cutare nu se intră pe bune, că acolo costă atât. Vreau să dispară lucrurile astea. Asta este dorința Larisei Blanari, pentru că eu am o fetiță, va merge la școală. Sper că va învăța bine, mă voi ocupa în mod deosebit de asta. Pentru că asta ne formează ca adulți. Nu ne poate lua nimeni, domnul Cocoș, ce am învățat noi. Putem rămâne fără orice pe lumea asta. Dar nu ne poate lua modul nostru de educație și nu ne poate lua informația pe care am reușit să o acumulăm în timp. Și atunci m-ar durea foarte tare ca Ana să-și dorească să lucreze undeva, fie și a instituție de stat, poate să fie, sau instituție europeană. Habar n-am, mi-ar dori oricum să nu plece din România, clar. Și m-ar durea foarte tare să știu că un copil mai puțin pregătit decât ea este acolo unde i-ar fi meritat. Și mă pun în locul fiecărui părinte care cred că simte asta, că acum în calitate de mamă văd lucrurile diferit și înțeleg mai, știți că durerea e a mea și atunci punem lucrurile altfel. Și atunci m-ar durea foarte tare. Știți ce îmi doresc? Dreptate. E foarte greu să fim cu toții de acord pe orice subiect, dar vreau așa, cât va hotărâ Dumnezeu să stau în politică, pentru că mă rog așa în fiecare dimineață și în fiecare seară să mă lase să funcționez aici atâta vreme cât pot fi de folos, să nu ajung ziua în care colegii mei să-și dorească ca eu să nu mai fiu acolo. Sunt multe cazuri de genul ăsta în politică în general. Adică nu mi-aș dori să rămân în politică doar pentru că am mai fost și doar pentru că mi-e bine sau pentru că mă descurc. Înțelegeți până la urmă, dacă oamenii nu mă mai vor. Genul ăsta de emisiuni în care am invitat doamne au o altă greutate și sunt altfel. Da, eu sper că oamenii să înțeleagă, pentru că mamele au, bine, noi femeile în general vorbim mai mult și întrebate și neîntrebate, dar dacă tot vorbim, mă gândesc că ar fi bine să vorbim și despre ce contează, nu numai așa să emitem păreri și opinii, adică avem ocazia acum, noi sucevenii și doamne și domne evident, să ne alegem oamenii noștri pe care îi mandatăm să fie acolo pentru noi. E păcat să stați acasă. Eu asta vreau să le transmit sucevenilor. Asta e și îndemnul meu de fiecare dată pentru ascultătorii noștri de a se prezenta la vot. De ce nu? N-aș merge, asta e ultima chestiune, am și epuizat timpul alocat acestei emisiuni. Nu aș merge pe, nu-mi place deloc, sau dezavuez ideea în care mă hotărăsc acolo în cabină pe cine pun ștampila. Cea mai mare greșeală. Impulsul nu este în regulă. Informat e altceva.
Știți când mai am eu conștiința împăcată? Să știți că noi suntem energie cu toții. Vedeți că dacă ni se face rău și Doamne ferește, am vrea să plecăm. Riscul de a depăși timpul. Când da. Punem pe o hârtie, plus, minus, plus, minus. Eu cred că așa ar trebui lucrat. Exact. Când am vrea să plecăm pe lumea cealaltă și dacă dă Dumnezeu și cineva cu curent acolo, e cu judecă, lângă noi, judecă. Dacă da. E cineva cu curent lângă noi, ne dă curent, da? Ce suntem? Energie, clar, că nu ne dă altceva mașinăria da. Aceea, doar curent și zice, hai, inimioară, ia-o de la capăt. Atunci noi, de ce să nu analizăm și să ne lăsăm influențați, cum spuneam, de prețele de socializare și așa mai departe, să nu analizăm aura și energia pe care o are o persoană, pentru că eu nu-mi imaginez că un om rău, de felul lui și să vede asta, poate face bine unei mase mari de oameni, chiar nu cred asta. A, că iau odată o hotărâre care ne poate folosi la toți, e sporadic. Și atunci oamenii să fie împăcați că au plecat la vot și au votat pe cine trebuie. Eu asta îmi doresc. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu. A fost așadar Larisa Blanar, candidat pentru un mandat de deputat din partea Partidului Social Democrat. Eu sunt Marius Cocoș, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o până la momentul reîntâlnirii. Toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.